Iată, noi în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimpi. Invitata noastră de astăzi e doamna Poliana Hangan, președintă USR Hunedoara. Am discutat despre câțiva dintre candidații USR pentru funcțiile de primar din județ, pun și despre multe altele în prima parte a emisiunii. Dar dacă vă atribuiți ceva șanse, să zicem, la municipii, la orașe, pentru fotolele de primar sau pentru consiliile locale, cum credeți că, sau care credeți că vor fi șansele noastre la comune, unde se știe că mentalitatea e alta, numărul de alegători e mai puțin, acolo grupurile de interese și sferele de influență sunt altele? Cum vedeți dumneavoastră aspectul ăsta? Avem multe comune unde colegii noștri au intrat tocmai din nemulțumirea față de administrația locală din comuna lor. Se luptă foarte tare pentru drepturile lor, pentru drepturile cetățenilor de acolo. Chiar avem un coleg care recent a făcut niște solicitări și niște adrese către ministere și a venit corpul de control pentru niște nereguli la unde? Un drum, la Densuș. Așa. Colegii noștri umblă din casă în casă. Păi, și rezultatul? Acum, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. Că dacă vorbim de Densuș, eu cred că știu pe colegul dumneavoastră de acolo. Dar o să discutăm după emisiune aspectul ăsta. Mi să nu fie doar reclamații de dragul reclamației și cam atât. Eu cred că dacă corpul de control din minister a venit până aici, la reclamație. Nu e doar o simplă reclamație. Dacă era doar o simplă reclamație fără un fundament, nu cred că se deplasa nimeni până aici, pentru că au atâta experiență încât să vadă asta. Mi-ați dat un subiect, o să văd și eu despre ce este vorba. Dar avem colegi, de exemplu, în comuna Băița sau în alte comune din județ unde se discută cu cetățenii, se știu situațiile. De exemplu, frecvent ni se semnalează că cei care locuiesc în mediul rural sunt nevoiți să-și ducă copiii în școli în urban, și de exemplu și cei din zona Hațegului, pentru că nu au unde să-și lase copiii de la ora 12 sau 1 până la ora 4, să zicem, când ei s-ar putea întoarce de la joburi acasă. Și dar atunci, nici în urban n-au, de exemplu, la Hațeg nu cred că după ora 12 au unde să rămână. Mai sunt, am înțeles că mai sunt în două locuri undeva pe la Hațeg. Astea sunt grădinițe cu program prelungit. Da, nu există rural, nu. Nici program after school, nu există nici grădinițe cu program prelungit. În foarte multe localități nu există cabinete medicale, sunt nevoiți să se deplaseze în orașe pentru minimul necesar. Nu mai vorbim de canalizare, asfalt și așa mai departe, gaz, internet, da? Colegii de la Băița se zbat de foarte multă vreme pentru că acolo nu există internet, nu e accesibil. Băi, nu e, de exemplu, nu știu, rețeaua clasică de telefonie care... Nu funcționează acolo, nu. Am înțeles. Bun, aici deja cred că e bine, e și treaba administrației publice locale care putea să facă niște adrese, niște cereri, niște... Demersuri, niște chestii de genul ăsta. Da, na, mai sunt cazuri când țara te vrea prost și atunci e mai bine să fii ținut în întuneric acolo și în noroi, că ești mai ușor de manipulat. Apoi dacă e să vorbim de transparență, în mediul de transparența cheltuirii banului public, acolo deja e utopie. De ce? Păi vă dau cazul de la Șoimuș. Când personal am făcut adrese, chiar și la începutul anului, site-ul primăriei nu a funcționat, nu ai putut să vizualizezi, nu știu, un buget al primăriei, cum s-a bugetat pentru anul ăsta, ce s-a întâmplat cu banii de anul trecut,
efectiv nu a funcționat. Am făcut repetate rânduri adrese către ei, le-am solicitat, am fost persoană. N-a funcționat cât timp? N-a funcționat deloc. Ah. Luni de zile am încercat să vedem... Ar fi fost în mentanață cu pandemia. Păi asta a fost înainte de pandemie. Ah, da. Le-am făcut solicitări, am văzut, a funcționat, cred că după solicitările noastre, vreo 2-3 zile. Există, parcă îmi scap acum, există un, o adresă de internet pe care o poți accesa și dacă bagi cuiul primăriei respective, îi vezi execuția bugetară la 3 luni. Știați de chestia asta? Era, la un moment dat, acum vreo 4 ani era. Nu știu dacă mai funcționează. Da, o știți, nu? Știam că există. Și noi avem aplicații făcute de noi. Da. Și există aplicații făcute și de ONG-uri unde se văd. Dar pentru cetățeanul simplu de acolo din județ, care vrea să, nu știu, să urmărească un proiect sau să urmărească dacă s-a bugetat un proiect. Nu mai vorbim de anunțarea ședințelor de Consiliul Local când... un, nu știu, un cetățean dintr-un sat, să zicem, la câțiva kilometri de reședința comunei și de locația unde este primăria, trebuie să meargă, nu știu, zilnic până la ușa primăriei să vadă dacă există un afiș. Suntem în era internetului, ar putea site-urile astea să funcționeze și fiecare cetățean să poată să urmărească. Da, Poliana, eu nu vreau să intru în polemică, dar chiar credeți că interesează pe locuitorii de la țară când e ședința de Consiliu Local? Să știți că unde am fost eu personal, că am mai fost și eu în momentul... Și dacă da, pe câți dintre ei? Pe o parte îi interesează. 5%, unii sunt într-adevăr... 10%, restul cu vaca, cu calul, cu grâu, cu ceapa, cu... Nu neapărat. Foarte mulți... Și există și un trend acum. Sunt foarte mulți hunedoreni care aleg să-și construiască case în mediul rural, să fugă de agitația din mediul urban, pentru că nu suntem la distanțe foarte mari și atunci preferă să facă, preferă liniștea din rural și să facă naveta, că nu vorbim de mulți kilometri, uh-huh, să facă naveta către joburi în urban. Și atunci oamenii chiar sunt interesați de ce se întâmplă. Haideți să vă zic că avem un caz la Comuna Bătrână. Avem niște colegi care sunt veniți din Timișoara, au intrat în USR și au deschis acolo niște afaceri pe fonduri europene. Oamenii ăia sunt interesați efectiv de ce se întâmplă. Păi da, dar comuna aia are cât? 80 de locuitori. Da. Nu? Da, e o comună frumoasă, sunt zone frumoase. Păi ce comună, doamna Poliana, la 80 de locuitori, ăla nici... Că administrativ nu se mai justifică, deci, să existe... Deci eu cred că jumate din locuitorii comunei lucrează la primărie sau ceva de genul ăsta. Da. Că vreo 6 sunt, câți consilieri are oare Bătrâna? 9 sunt consilieri, unul e primar, una e secretară, contabilă, urbanism, da, ce o mai aveți fi? Dreptate, nu se mai justifică, deci, din punct de vedere administrativ, la atâția locuitori să mai existe... Chiar comuna, da, Bătrâna, cred că... Dar vă dădeam un exemplu, că zona e frumoasă. E frumoasă, da. Și sunt oameni care aleg să vină din urban către rural, să se stabilească și să-și facă afacere. Oamenii ăia sunt interesați de ceea ce se întâmplă în administrația publică. Da. Și au fost oamenii ăștia despre care vorbiți acolo, ce au deschis, ce au făcut? Pensiune, ceva? Nu pensiune. Unul dintre ei are o afacere cu ceva miere bio. Uh-huh. Celălalt, dacă nu mă înșel, o fermă de gâște. Dar ce ar folosi o fermă de gâște? Ce întrebare! Carne, ouă și pene, nu? Da, interesant. E bine că există astfel de investitori chiar și în comuna Bătrâna. Cum vedeți dumneavoastră campania electorală care, iată, bate la ușă? Cum credeți că se va desfășura? Va fi o campanie electorală liniștită, agitată, stresantă, cu mizerii, cu plăzneli, cu ce? Noi am dus întotdeauna o campanie curată, nu... E, acum nu spuneți că USR-ul întotdeauna... Nu, campanie curată nu înseamnă să taci din gură și să te faci că nu vezi ce se întâmplă. Bine, acum nu poți tăcea din urechi. Am glumit cu dumneavoastră. Da, vă rog. Da, nu te poți, nu, doar pentru faptul că este campanie, nu poți să te faci că nu observi, doar așa ca să spui că, uite, eu nu atac pe nimeni sau nu spun nimănui nimic. Dar vorbim aici de atacuri la persoană. Da, poți, din punctul meu de vedere, trebuie să critici acțiunile
efective ale celor care sunt acum și fac administrație sau greșelile. Poți să și lauzi punctele bune. De ce interesant ar fi, ia lăudați un pic, ce lăudați? Ce-i de lăudat? Întrebați-mă după ce se termină campania. După? A, deci să nu le dați apă la moară, nu? Așa. Sunt și lucruri bune care se întâmplă. Haideți să nu fim noi ăia care doar cârcotim și suntem Gigi Contra la orice, pentru că sunt și lucruri bune care se întâmplă, dar foarte multe lucruri se pot îmbunătăți și este loc întotdeauna de mai bine. Nu cred că va fi o campanie ușoară. Vedem la DEVA ce se întâmplă. 14 candidați, dacă nu mă înșel, pentru fotoliul de primar. Mare metropolă. Din păcate nu avem alegeri în două tururi. Da. Și nu, USR nu a reușit cu toată 14. Strădania să întindă alegerile electorale pe două zile ca acestea să se desfășoare mai în siguranță. Va fi destul de dificil. Da. Așa e. La DEVA 14 candidați. Mă surprind însă unii care au avut talentul să meargă pe la niște meciuri de fotbal în locul unor copilași că acum vin și vor să fie primar. Dar mă rog, asta e partea a doua, nu are nicio legătură cu noastră. Spuneați că nu vă așteptați să fie o campanie liniștită. De unde credeți că vor veni principalele atacuri, ca să spun așa? Și în ce vor consta ele? Vă așteptați la ceva anume? La ceva anume, să ne așteptăm să atace USR, să ne denigreze. Să atace USR, alianța dumneavoastră, protocolul cu PNL-ul și toate lucrurile astea. Lucrurile astea se întâmplă. Știm că în politica din România asta se întâmplă cu regularitate, nu doar în campanii. Am văzut declarația domnului Nistor, care n-a făcut, a spus cu subiect și predicat, că n-a făcut un drum ca să-și rupă gâtul domnul Heiuș. Ba, că nu cred că a zis-o la propriu, a dat-o și el la plăznel acolo. Că... Chiar spunea, vă rog să mă credeți că așa este. Să-și rupă gâtul. Eu nu mă transform în... Dar eu refuz să cred că Laurențiu Nistor, care totuși... Nu cred că punctual, acea groapă n-a fost făcută sau acea porțiune de drum, că cu siguranță s-a gândit el că va cădea în groapă și își va rupe gâtul. Un pic teribil, dar arată, la momentul arată și... intenția și felul în care înțelege să facă politică. Și nu așa se face. Mă rog, nu comentez lucrul ăsta, că nu sunt avocatul nimănui. E punctul noastră de vedere, e punctul lui de vedere. Ar fi interesant dacă în timpul campaniei electorale am avea și niște dezbateri. Dar vom vedea cine vrea să participe la ele, cum, când, de câte ori și așa mai departe. Așa este. Oricum, una dintre temele de campanie va fi asta cu mărirea pensiilor și creșterea alocațiilor, că așa e în tenis. Da, mă rog, nu primarii și nici președinții de consilii județene nu vor mări pensiile și nici nu vor crește alocațiile. Ce target v-ați propus pentru alegerile astea locale? Aveți Ne-am propus să nu neapărat un target, ci ne-am propus să obținem un scor suficient de bun încât să ne ajute să implementăm proiectele pe care dorim să le vedem realizate. Am mai vorbit, este un proiect pe care eu îmi doresc foarte mult să realizăm în următorii 4 ani. E vorba despre acel spital, centru de îngrijiri paliative. Avem la nivelul județului Hunedoara cea mai mare rată a îmbolnăvirilor de cancer la 100.000 de locuitori, dacă e să ne raportăm la întreaga țară, dublu mediei pe țară. Și dar oare de ce? Pentru că Hunedoara este un județ extrem de poluat. Încă mai e? Încă este un județ extrem de poluat. Nu doar, dacă e să vorbim, putem vorbi nu doar de rata îmbolnăvirilor de cancer, ci și de numărul bolnavilor cardiaci de aici. Și cred că am putea să facem din asta, din acest proiect, unul care se poate implementa și duce la capăt în acești 4 ani. Și cred că cei care sunt bolnavi în faze terminale merită decență și merită să fie tratați cum trebuie. Și n-ar trebui lăsați la o parte, chiar dacă unora nu le mai pasă de ei.
Deci asta e unul din proiectele noastre, acest spital, cum e, zonal, regional? Județean. Centru județean de îngrijiri paliative. Noi ni l-am dorit cel mai mare din țară. Păi și unde ar trebui să fie asta? Deva, unde? Da, ar putea fi situat undeva în zona între Deva, Hunedoara, Simeria, în porțiunea asta. Și el să fie sub tutela cui? Sau? De la Consiliului Județean. Consiliului Județean. Da. N-ar fi... Cred că sunt necesare și niște paturi de îngrijiri paliative pentru copii, pentru că, din păcate, avem copii care suferă de afecțiuni oncologice și asta eu unde? Chiar în spitalul județean sau tot în acel spital pe care... Îngrijirile paliative sunt îngrijiri care sunt oferite celor care sunt în stadii terminale și ajută să depășească suferința, să treacă mai bine psihic peste anumite etape. Am înțeles, din păcate nu mă pricep foarte tare la chestiile astea, nici nu. Ce înseamnă substanțe, tot felul de lucruri de genul ăsta sau doar sprijin? Înseamnă de la moral, tratament psihologic până la tratament medicamentos pentru alinarea durerilor. Dureri și toate lucrurile de genul ăsta. Deci, practic, acest spital s-ar adresa celor aflați în fazele terminale. Spre fazele terminale, nu neapărat în fazele terminale, dar oricum cei care sunt într-o situație de suferință avansată. Un alt proiect de al noastră care ar fi? Că mai avem vreo 2-3 minute. Mi-a zis de mărirea pensiilor. Așa. Eu cred că pentru persoanele... fi tema de campanie. Eu cred că pentru persoanele vârstnice nu doar acei bani ar trebui să fie ajutor. Noi ne gândim să facem tot la nivel județean un departament care să sprijine persoanele vârstnice, de exemplu cu asistență juridică. Sunt foarte mulți vârstnici în imposibilitatea, de exemplu, de a se apăra. Sunt abuzați chiar de către familiile lor. Sau nu se pot descurca. Sunt în situația în care familiile le sunt plecate, nu sunt aproape, n-au copii aproape, copiile sunt plecați și sunt în imposibilitatea de a se descurca independent. Nu au ajutor și ajung frecvent în spitale tocmai pentru că nu au pe nimeni care să-i ajute și atunci cel mai comod este să cheme salvarea. Sunt mulți vârstnici care ajung și mor singuri în casă. Ne dorim să facem un centru la nivel județean și cu o linie telefonică, și cu asistență juridică, și cu îndrumare medicală, și în parteneriat cu ONG-urile care să sprijine persoanele vârstnice, pentru că, v-am spus, nu doar acea pensie și banii din buzunar sunt totul, trebuie să poată să fie independenți cât de mult pot ei. Da, aș doresc să fie, își mai doresc să fie independenți o anumită Da, vârstă. Eu știu că toți vârstnicii își doresc să rămână la ei acasă. Nu știu, încă românul... Cred că nimeni nu-și dorește să meargă încă la azil român, sau... În alte țări există o cultură în sensul ăsta. Știu că foarte mulți dintre vârstnicii din Germania, de exemplu, preferă să se ducă în azile pentru că au companie, sunt cu alte persoane de vârsta lor, se simt mai în siguranță pentru că sunt îngrijiți acolo. În România, în schimb, vârstnicii spun că ei vor să moară la ei acasă sau vor să stea până în ultima clipă la ei acasă. Da, e destul de discutabil. Sunt și pro și contra aici. Dar indiferent cum, eu cred că ei au nevoie de sprijin. Pentru că foarte mulți tineri din județul nostru sunt plecați în afară și atunci persoanele vârstnice au nevoie de sprijin din punctul ăsta de vedere. V-am zis, lăsând la o parte abuzurile care se fac asupra unor persoane vârstnice. De cele mai multe ori de către familie. Da, adesea. Da. Doamna Poliana, că vă vine să credeți sau nu, am ajuns la final. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Ar mai fost multe lucruri de discutat, dar probabil le vom discuta într-o altă emisiune, cu altă tematică și probabil și pe un alt ton, în campania electorală. Vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc mai bine. Asemenea. Stimați respectatori, Poliana Hangan, președinte USR Hunedoara, a fost invitată în studioul nostru. Sunt Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu Capital TV, televiziune pe bune, numai bine.